Pasă foarte bine, jocul să continue. Roman! Șutul lui Roman și parada lui Kitanov. Continuă atacul oltenilor cu Mihăilă. Mihăilă l-așteaptă pe bancu. Mihăilă ține prea mult de minge. Este deposedat de David Bruno și acum este contra celor de la Astra. Cu Beg în centrul terenului pentru Răduț. Preluare cam largă. Răduț de unul singur. Răduț atece la această fază. Răduț și ocazie monumentală. Ocazie monumentală a lui Răduț. A stricat tot ceea ce făcuse bun până în acel moment, a vrut să dribleze și poarta, cartonaș galben între timp pe care îl primește Valentin Gheorghe, noi revedem faza lui Răduț, trece de Martic, trece și de Pilia Celi, dar nu mai găsește forța necesară pentru a direcționa acest balon pe cadrul porții Craiovei, ocazie uriașă, o nouă șansă a lui Răduț după penaltiul ratat în prima repriză. Acum Răduț ratează și cu poarta goală. Vă spuneam, Valentin Gheorghe avertizat pentru faza de mai devreme. Iată momentul în care îl trage pe Bărbuț. Foarte bine arbitrul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue și a ieșit acea ocazie pe care a avut-o Mihai Roman. Răduț, șutul lui Răduț! Răduț caută golul cu insistență.